șurcenul din, șurcenul din geantă, în tufă. Pasate registrare pe noi, Coritan. Poți ca să pasate registrare? Da. Poate domnul Biala e venit. Repetit, l-a filmat. Invitatul aici, mai în față. Cumva, să nu vedeți departe. Da, aici. Da. Atunci să se liberă cu Biala. Я тоже хотел бы поздравить тебя.
Păi dacă e limba tare, pe tot e bine. Ați reușit. Stimați colegi, stimați membri ai Consiliului Științific, știi că toți care sunt prezenți, astăzi o să lucrăm aici în sala aceasta, în condițiile care le avem. Spațiul este foarte mare, ne permite ca să stăm la distanță, să nu fie pericol mare pentru infecție și majoritatea care sunt obligați, dovedit că noi să ne, am hotărât că noi să ne prezentăm aici în sală, iar cealaltă parte se vom uni online. Astăzi, colegiul unui domn profesor Matkovski, el este președintele Consiliului Științific, colegiul din motive clare, el nu a putut să fie prezent, dar iată este hotărârea președintelui Anacecului, domnul Andrei Chiciuc, m-a rugat ca astăzi fiu moderator să duc ședința de azi eu. Și începem lucru așa, cât mai productiv. Conform Ordinul Agenției Naționale de Asigurări a Calității în Educație și Cercetare, instituit prin decizia Consiliului de Coordonare al Agenției Naționale de Asigurare a Calității și Educației
și cercetare numărul 2 din 30 octombrie 2020 cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat de 321.01.44, obligat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe medicale de către doamna Victoria Sârcu, cu tema particularități clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn. 321.01, boli interne, pulmonologie, a fost confirmată următoarea componență. Domnul Sergiu Matkovski, doctor habilitată în științe medicale, profesor universitar, Tatiana Dumitraș, secretar, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. Dumnezeu este secretarul. Și următorii trei componenți, Constantin Ivorski, doctor habilitată în științe medicale, profesor universitar, Adrian Bielei, doctor habilitată în științe medicale, profesor universitar, și Lucie Ciobanu, doctor habilitată în științe medicale, profesor cercetător. În principiu, Ana Cecu, dacă lipsește o persoană pe motive, din motive clare, clar că se permite pentru ca ședința să aibă loc și eu cred că noi putem să continuăm această adunare. În calitate de referență oficială au fost confirmați Victor Vov, doctor habilitată în științe medicale, profesor universitar, și domnul Sergei Pisarenko, doctor habilitată în științe medicale, profesor cercetător. Se propune să începem ședința. Din cei 5 membri ai Consiliului Științific, astăzi sunt prezenți 4 și v-am mai spus că conform anacecului, regulamentul se poate de continuat lucrarea. Teza de doctor în științe medicale a doamnei Victoria Sârcu a fost efectuată în Departamentul Medicină Internă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămiseanu. Conducător științific domnul Alexandru Corlateanu, doctor habilitate în științe medicale, conferențiar universitar, și consultant științific Sandru Sergei, doctor habilitate în științe medicale, profesor universitar, Catedra Anesteziologie și Reanimatologie. Pentru a prezenta dosarul pretendentei, cuvântul se oferă secretarului științific, doamna Tatiana Dumitraș, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, puțin doamna secretar științific. Bună ziua! Mulțumesc pentru stimate domnule rector, mulțumesc domnule prorector pe cercetare, mult stimate domnule moderator, profesor universitar Constantin Iavorski, stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți, onorată asistență. Conform cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație, doamna Victoria Sârcu, prezentat la timp dosarul, cu toate actele prevăzute care corespund regulamentului cu privire la activitatea Consiliilor Științifice Specializate și Ordinului de Conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova. Dau citire datelor din dosarul personal al competitorului. Doamna Victoria Sârcu s-a născut la 6 august anul 1975 în satul Cujușna, raionul Strășeni. A absolvit Facultatea de Medicină Generală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstămiseanu din Chișinău în anul 1998. În perioada anilor 1999-2000 a efectuat studii postuniversitare prin internatură la specialitate medic-generalist. În perioada anilor 2002-2012 a activat în calitate de medic de familie în cadrul Asociației Medico-Teritoriale Buiucani. Din anul 2013 a efectuat multiple stagieri peste hotare în domeniul somnologiei în Slovenia, România, Federația Rusă, Statele Unite ale Americii și altele. În perioada anilor 2014-2015 a efectuat cursurile de formare continuă și obținerea competenței în somnologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, România. Din anul 2013 până în prezent, activează ca medic internist cu competență în somnologie
în companie Berhard Farmet SRL. În perioada anilor 2014-2016, activat ca medic internist cu competență în somnologie la Centrul Sănătății Familiei Galaxie din Chișinău. În perioada anilor 2017-2019, activat ca medic internist cu competență în somnologie la Spitalul Internațional Medpark Chișinău. În perioada anilor 2019-2020, activată în calitate de medic specialist somnolog la Spitalul Polivalent Novamed. În perioada anilor 2014-2018 a efectuat studii în doctorat, secție cu frecvență redusă la disciplina de pneumologie-alergologie a Departamentului Medicină Internă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistemițanu. În perioada anilor 2019-2020 a efectuat cursurile de pregătire teoretică la modulul 3, managementul general clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului, ventilație non-invazivă, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Dali la București, România. Pe tema tezii, pe marginea tezii au fost publicate 33 lucrări științifice, inclusiv 12 lucrări în reviste științifice recenzate, 2 lucrări fără coautor, un protocol clinic național, rezultatele științifice ale tezei au fost aprobate la 6 foruri științifice internaționale și 12 naționale, posedă 4 acte de implementare, 4 certificate de inovator, 2 diplome de excelență și o diplomă de aur. Este interesată de lucruri științifice, își califică nivelul profesional prin stagieri, prin examinarea literaturii de specialitate, prin participarea la diverse conferințe naționale și internaționale, cu comunicări orale și prezentări de postere. A participat activ cu prezentări la manifestări științifice naționale și internaționale, printre care Conferința Republicană cu Participare Internațională, organizată de Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova, cu genericul Managementul Contemporan al suportului ventilator la pacientul cu patologie somatică cronică din anul 2014. La cel de-al 22-lea congres al Societății Europene de Cercetare a Somnului, desfășurat la Tallinn, Estonia, în anul 2014. În cadrul cursurilor de instruire în programul RICH cu Moldova, în perioada anilor 2014-2017, la conferința de medicină a somnului cu participare internațională Debutul somnologiei în Republica Moldova, anul 2015, la a treia conferință internațională organizată de Societatea Europeană de Respirologie și Societatea Europeană de Cercetare a Somnului, desfășurată la Barcelona, Spania, anul 2015, la a șasea conferință națională de somnologie, desfășurată în orașul Brașov, România, în anul 2015. La ediția a 21-a a conferinței științifice cu genericul Actualități în fiziopneumologie, anul 2015. În conferințele științifice anuale, Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistemițanu, în perioada anilor 2015-2016. La două conferințe de medicină a somnului și ventilație non-invazivă cu participare internațională, Chișinău, anul 2016, la al 15-lea simpozion internațional Sleep and Breathing, Medicine, Wisconsin, Statele Unitele Americii, anul 2017, la 7-a conferință națională de somnologie și ventilație non-invazivă, anul 2017, Sinaia, România, la ședința Societății Via Remo din Republica Moldova din anul 2019, 18 mai. Stimate domnule moderator al Consiliului Științific Specializat, profesor universitar Constantin Ievorski, stimați membri al Consiliului Științific Specializat,
estimată audiență, în dosarul depus pentru susținerea tezii de doctor habilitat, de doctor, pardon, în medicină, sunt prezente toate documentele necesare, și anume decizia de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezii, teza și autoreferatul, hotărârea seminarului științific de profil, lista lucrărilor științifice publicate la tema tezii, avizul pozitiv al seminarului unității primarei de cercetare, în cadrul căruia a fost elaborată teza, avizul conducătorului și consultantului științific la tema de doctorat și lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele, data corespunde cu minimum 30 de zile înainte de susținerea publică. Toate documentele corespund exigențelor pentru completarea acestui dosar și întrebări din partea mea ca și secretar, către calitatea și conținutul acestor documente nu sunt. Doamne secretar, vă mulțumesc foarte mult. Acolo ne-a promitat cuvântul teza de doctor habilitat, teza de doctor în medicină, nu teza de doctor habilitat. Și corectat. Da, da. Acum, asta e spre bine. Da. Dar, doamna președinte, eu spus că trebuie cât mereu să scrie. Acum eu mă adresez către membrii Consiliului Științific, dacă aveți întrebări la doamna secretar. Nu. Vă aveți, da? Zambele, da? Nu. Nu, nu aveți întrebări. Mulțumesc. Atunci se oferă cuvântul competitorului, doamna Victoria Sârcu, aveți 20 de minute la dispoziție, ca maxim posibil să făcut, să ne încercați, să ne convingeți că ideile dumneavoastră sunt actuale și ele trebuie poate fi apreciate la nivelul cel mai înalt. Poftim. Mult stimată audiență, vă voi prezenta rezultatele cercetării efectuate în parcursul studiului de doctorat cu titlul Particularități clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn. În ciuda faptului că apnea obstructivă în somn este o afecțiune din ce în ce mai mult studiată, datele existente la acest moment nu pot preciza cu certitudine prevalența sa în populația generală. Studiile mai recente indică o prevalență la populația adultă activă de 2% la femei și 4% la bărbați, în cazul în care se folosește ca definiție un indice apnei hipopnei mai mult de 5 evenimente pe oră și somnolență diurnă. Prevalența crește la 24% pentru bărbați și 9% pentru femei atunci când folosim ca definiție un indice apnei hipopnei mai mult de 5 evenimente pe oră, fără somnolență diurnă. Însă aceste cifre sunt relative, fiind influențate de lotul studiat, de criteriile de diagnostic și de metoda folosită. Odată cu înaintarea în vârste, prevalența sindromului apnee obstructivă în somn crește. Tendințele actuale de creștere a obezității sunt răspunzătoare și de creșterea incidenței sindromului apnee obstructivă în somn. Această patologie este mult mai frecvent întâlnită la persoanele cu patologie cardiovasculară. Crește riscul pentru afecțiunile cardiovasculare și metabolice, contribuie la alterarea calității vieții. Scopul studiului nostru a fost evidențierea particularităților clinice, funcționale și paraclinice ale sindromului de apnee obstructivă în somn, precum și elaborarea unui algoritm ajustat după posibilitățile locale pentru îmbunătățirea diagnosticului și conduitei pacienților cu sindrom de apnee obstructivă în somn. Obiectivele cercetării au fost studierea parametrilor clinici și funcționali în funcție de severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn și evaluarea factorilor care pot prezice severitatea. Determinarea particularităților sindromului de apnee obstructivă în somn în funcție de vârstă și sex. Analiza valorii aplicative a chestionarelor STOP, STOP Bank, scorului NOSA, scale de somnolență EFFORT pentru identificarea sindromului de apnee obstructivă în somn. Analiza interacțiunii dintre severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn și comorbidități și estimarea importanței trăsăturilor fenotipice pentru evaluarea personalizată a pacienților. Este un studiu observațional descriptiv transversal, iar analiza și prelucrarea datelor a fost efectuată cu ajutorul programelor Microsoft Excel, SPSS, MedCalc și Statistica 6. Studiul a fost realizat în perioada anilor 2014-2018,
În urma criteriilor de selecție, în baza de date au fost incluși un număr de 433 de pacienți, acordul informat a fost obținut la toți pacienții, diagnosticul pozitiv de SASO și validarea evenimentelor respiratorii au fost stabilite în conformitate cu criteriile Academiei Americane de Medicină Somnului, versiunea 2.2, iulie 2015. Criteriile de includere a lotului de studiu au fost pacienții la care în urma efectuării poligrafiei cardiorespiratorii s-au evidențiat tulburări respiratorii în timpul somnului, la care s-a putut efectua anamneza, completa chestionarele, examenul fizic, acordul informat a pacienților vârsta mai mare decât 18 ani și care au prezentat o calitate înaltă a semnalului înregistrărilor poligrafice. Iar criteriile de excludere, pacienții la care în urma poligrafiei cardiorespiratorii s-a exclus sindromul de apnee obstructivă în somn, deci un indice apnee hipopnei mai mic de 5 evenimente de oră, persoanele care și-au exprimat dezacordul de participare în studiu și dorința pacientului de a ieși din studiu. Din volumul explorărilor, toți pacienții au fost supuși unui examen minuțios. A fost elaborată o fișă specială pentru pacienții cu tulburări respiratorii în timpul somnului, care a inclus o acuzele detaliate, datele demografice, evaluarea antropometrică și examenul obiectiv, evaluarea scorului malampate, anamneza, tratamentul administrat anterior și investigațiile de laborator cu examinarea fișelor medicale ale pacienților pentru evaluarea comorbidităților. Tuturor pacienților li s-a efectuat investigația nocturnă, poligrafia cardiorespiratorie cu următoarele semnale și cuantificarea somnolenței a fost efectuată cu ajutorul scalei de somnolență EFORF, chestionarele pentru aprecierea riscului SASO cu ajutorul chestionarului STOP, STOP BANK și scorului NOSAS, iar evaluarea comorbidităților cu ajutorul indiciului Charlson. Deci 433 pacienți, din ei 370 pacienți cu SASO confirmat și 63 pacienți fără SASO confirmat poligrafic. În rezultat am obținut la repartizarea pacienților cu SASO, la repartizarea riscului pacienților cu SASO conform chestionarului STOP, 95% au avut un risc înalt, iar 5% un risc scăzut, iar pacienții fără SASO au avut 29% un risc înalt, iar 71% de ei au avut un risc scăzut. La repartizarea pacienților conform riscului SASO, evaluat după chestionarul STOP BANK, 89,7% dintre pacienți cu SASO au avut risc înalt, 6,8% risc intermediar și 3,5% au avut risc scăzut. Iar pacienți fără SASO, doar 8% au avut risc înalt. La repartizare conform scorului NOSAS, 86% de pacienți cu SASO au avut un risc înalt și doar 14% au avut risc scăzut. Iar pacienți fără SASO, 27% au avut un risc înalt la scorul SASO. Majoritatea pacienților cu sindrom de apnee obstructivă în somn au avut un scor malampate înalt. Gradul 4 au avut 51% din subiecți și gradul 3, 21%. Am repartizat pacienții cu SASO conform gradului de severitate. După cum vedem, majoritatea au predominat formele severe. 53% din subiecți cu SASO au avut forma severă. Evaluând markerii clinici și antropometrici la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă în somn și fără sindrom de apnee obstructivă în somn, putem observa că vârstele au fost similare. Iar scorul scalei de somnolență EFORT, circumferința gâtului, abdomenului, greutate și indicele de masă corporală a fost mai mare la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă în somn, diferențele fiind semnificative statistic. La evaluarea datelor înregistrărilor poligrafice la pacienții cu apnee obstructivă în somn și fără SASO, deci putem observa că cele mai înalte toate valorile au fost semnificativ crescute la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă în somn. Iar valoarea medie a saturației medie nocturne și a saturației minime au fost mult mai mici, cu o diferență semnificativă statistic. Datele înregistrărilor poligrafice la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă în somn, în funcție de severitate, ne-a relatat
o valoare mult mai mare a indicatorilor de referință la pacienții cu grad înalt de severitate. Și la fel, saturațiile au fost saturația medie nocturnă și saturația minimă nocturnă la cei cu formele severe au fost semnificativ mai mici. Evaluând markerii clinici și antropometrici, conform gradului de severitate la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă în somn, putem observa că pacienții cu grad de severitate, formă severă, au o scală de somnolență Epworth mult mai mare și, la fel, celelalte valori de referință sunt mult mai mari, iar odată cu creșterea gradului de severitate, cresc și valorile tuturor variabilelor care sunt indicate. La analiza corelațională între indicele de apnee hipopnei și unele variabile, la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă în somn, am observat o corelare moderată între indicele de desaturare și o corelare moderat pozitivă, o corelare puternică, între indicele de desaturare și o corelare moderat pozitivă între scala de somnolență Epworth, scorul malampatic, circumferința abdomenului și circumferința gâtului. Predictorii severității multiple, predictorii severității sindromului de apnee obstructivă în somn, evidențiați prin regresia multiplă, au fost vârsta, scala de somnolență Epworth, circumferința gâtului, circumferința abdomenului, greutatea, scorul malampatic și chestionarul STOP. La distribuția tuturor subiecților, pacienților cu sindrom de apnee obstructivă în somn, am observat, în lotul dat, am avut o prevalență mai mare a bărbaților. Deci 270 a fost la număr bărbați și 100 femei. Raportul bărbați-femei este de 2 întreg 7. Iar la distribuția pe vârste putem observa o predominare a cazurilor între vârsta de 5-60 de ani. Evaluând parametrii clinici în funcție de sex la pacienții cu SASO, putem observa că femeile au avut o vârstă mai mare față de bărbați. Iar chestionarul Epworth, circumferința gâtului, circumferința abdomenului și greutatea nu au avut diferențe. Bărbații au avut, în schimb, o circumferință a gâtului și o înălțime mai mare. Iar, respectiv, indicele de masă corporală la femei a fost mai mare comparativ cu bărbații. Evaluând datele înregistrărilor poligrafice la pacienții cu SASO în funcție de sex, putem observa doar că bărbații au avut la bărbați a fost diferență doar între că apneile au fost cele mai lungi, iar între celelalte variabile nu observăm diferențe semnificative. Analizând legătura corelațională între timpul saturației sub 90 în timpul somnului și cu unele variabile, am constatat o corelație moderată și pozitivă între timpul saturației sub 90 și circumferința abdomenului, scala de somnolență Epworth și indicele de masă corporală. Predictorii severității sindromului de apnee obstructivă în somn, evidențiați prin regresia multiplă în lotul femeilor, sunt scala de somnolență Epworth, circumferința abdomenului și scorul malampatic. Iar predictorii severității SASO, evidențiați prin regresia multiplă în lotul bărbaților, vârsta, scala Epworth, circumferința gâtului, scorul malampatic și chestionarul STOP. Parametrii clinici evaluați în funcție de vârstă la pacienții cu SASO, la evaluare am observat, deci toți pacienții cu SASO au fost împărțiți în două loturi. Pacienții cu vârsta până la 65 de ani și alt lot pacienții mai mari de 65 de ani. Primul lot, adulții tineri, au constituit 326 la număr, iar lotul vârstnicilor 44. Și la evaluarea parametrilor am constatat că cei tineri au o greutate mai mare și un indice de masă corporală mai mare. În rest, toate celelalte variabile nu au avut diferențe semnificative statistice. Analizând datele înregistrărilor poligrafiei cardiorespiratorii la pacienți în funcție de vârstă, nu am observat nicio diferență semnificativă statistică. Predictorii severității SASO, evidențiați prin regresia multiplă în lotul adulților tineri, a fost scala Epworth, circumferința gâtului, abdomenului, scorul malampatic și chestionarul STOP, iar în lotul vârstnicilor, sexul și chestionarul Epworth.
La evaluarea sensibilității, am evaluat sensibilitatea și specificitatea diferitor chestionare pentru a prognostica riscul SASO. Evaluarea chestionarului EFORF în prognosticarea SASO ne-a demonstrat o putere discriminatorie excelentă, area sub curbă 0,3 și 912. Pentru chestionarul EFORF, analiza curbei ROC a demonstrat că valorile mai mari decât punctul de cut-off de 8 puncte prezint riscul de SASO cu cea mai mare sensibilitate și specificitate. Iar evaluarea chestionarului Stop Bank în pronosticarea SASO în cazurile analizate ne-a demonstrat o putere discriminatorie excelentă, area sub curbă 0,3 și 938. Pentru chestionarul Stop Bank, analiza curbei ROC ne-a demonstrat că valorile mai mari decât punctul de cut-off de 2 puncte ne prezic riscul de SASO cu cea mai mare sensibilitate și specificitate. În urma evaluării comparative a performanței chestionarelor EFOR, Stop Bank, NOSAS și STOP la prognosticarea SASO, chestionarele EFOR și STOP ne-au demonstrat o putere discriminatorie mai mare în comparație cu STOP și NOSAS. În urma analizei curbei ROC, chestionarul STOP Bank ne-a demonstrat o sensibilitate și specificitate mai înaltă comparativ cu scala de somnolență EFOR. Pacienții cu sindrom de apnee obstructivă în somn au fost divizați în două loturi după independență de formă pozițională. Din ei, cei cu SASO pozițional, am constatat că am avut 126 pacienți și 244 de pacienți cu SASO non-pozițional. Am observat că majoritatea pacienților cu SASO pozițional au fost bărbați, 103 din ei bărbați, ce a constituit 85%, și 23 femei, ce au constituit 15%. Analizând caracteristica pacienților cu SASO pozițional și SASO non-pozițional, putem constata că pacienții cu SASO pozițional au o vârstă mai tânără, sunt mai puțin somnolenți, un indice apnei hipopnei mai mic, deci o circumferință a gâtului, abdomenului mai mică, la rândul lor și un indice de masă corporală semnificativ mai mică. Pacienții cu SASO pozițional au fost distribuiți conform gradului de severitate, forma ușoară, medie, severă. Și putem observa o predominare a formei ușoare, în jur de 46%, și odată cu creșterea gradului de severitate, scade și procentul, scade prevalența cazurilor cu SASO pozițional. Au fost evaluate comorbiditățile și corelarea lor cu parametrii clinici și funcționali. Deci, la distribuția comorbidităților, practic, majoritatea pacienților au avut patologii cardiovasculare. 86% au avut hipertensiune arterială, 58% din ei au avut insuficiență cardiacă și 25% cardiopatie ischemică. Și au predominat din patologiile cardiometabolice obezitatea și diabetul zaharat. Majoritatea pacienților, deci 23% din subiecți, au avut 6 și mai multe comorbidități, 18% din subiecți au avut în jur de 2 comorbidități și doar 3-5% au fost fără comorbidități asociate. Analizând corelația între indicele Charlson și unele variabile, am constatat o corelație moderată, pozitivă, între cu vârsta și scala de somnolență EFOR, circumferința abdomenului și indicele de masă corporală. Predictorii severității SASO evidențiați prin regresia multiplă a fost insuficiența cardiacă, hipertensiune arterială și obezitate. Analizând comorbiditățile prin indicele Charlson în funcție de severitate sindromului de apnee obstructivă în somn, am observat că odată cu creșterea gradului de severitate al sindromului de apnee obstructivă în somn, crește și numărul comorbidităților, ele fiind la rândul lor mai omogene. La estimarea supraviețuirii în funcție de severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn prin indicele Charlson, am observat că odată cu creșterea gradului de severitate al sindromului de apnee obstructivă în somn, procentul estimării supraviețuirii subiecților scade. La distribuția indicilor apnei hipopnei în funcție de prezența sau absența hipertensiunii arteriale, am observat că pacienții cu gradele severe
tind să aibă neapărat hipertensiune, iar pacienții hipertensivi au la rândul lor un grad mai sever al patologiei, al sindromului de apnee obstructivă în somn. A fost evaluate comorbiditățile în funcție de sex și am observat o predominare a numărului comorbidităților la femei, iar estimarea supraviețuirii în următorii 10 ani la femei fiind mult mai mică. Am evaluat comorbiditățile în funcție de vârstă și, la fel, s-a observat o predominare a comorbidităților la lotul 2, la vârstnici, și o diferență semnificativă cât privește estimarea supraviețuirii în următorii 10 ani la pacienții din lotul vârstnicilor. Analizând comorbiditățile și unele variabile în funcție de indicele de masă corporală, deci am împărțit lotul pacienților cu SASO, primul lot mai mare, cu un IMC mai mare de 30 și un IMC mai mic de 30, am observat o predominare a numărului comorbidităților la pacienții cu IMC mai mare de 30 și procentul estimării supraviețuirii în următorii 10 ani fiind mult mai mic la pacienții cu un IMC mai mare de 30. Analizând comorbiditățile în funcție de prezența și absența SAS-ului, deci am observat un număr semnificativ mai mare al comorbidităților la pacienții cu SASU, iar și procentul de estimare a supraviețuirii fiind mult mai mic la pacienții cu SASU. Au fost evidențiată heterogenitatea clinică, paraclinică și posibilitățile de evaluare multilaterală a sindromului de apnee obstructivă în somn. Ca valori de interes am folosit sexul, circumferința gâtului, abdomenului, SASU pozițional, linci apnee, hipopnee și multiple alte variabile. În rezultatul analizei clusteriane, am identificat trei clustere. Primul cluster, bărbații tineri, vârsta medie, 45-7, AHI 26-6 evenimente pe oră, somnolență diurnă la limită, 9 puncte, un IMC moderat crescut, o circumferință abdomenului și circumferința gâtului moderat crescută. Al doilea cluster, majoritatea erau bărbați, vârsta medie 56-5 ani, un AHI crescut până la 56-1 evenimente pe oră, somnolență diurnă 14 puncte, un IMC crescut și o circumferință abdomenului și o circumferință gâtului crescută. Și al treilea cluster, femei, vârsta medie 53 ani, un AHI în jur de 15-6 evenimente pe oră, somnolență diurnă la limită 8 puncte, IMC moderat crescut, circumferința gâtului crescută moderat și circumferința abdomenului crescută moderat și o circumferință gâtului normală. Astfel, am elaborat un algoritm schematic de management al SAS-ul, bazându-ne pe datele din literatură și pe datele expuse anterior. Deci, pacienții suspecți care trebuie evaluați neapărat sunt pacienții cu obezitate, IMC mai mare de 35, pacienții cu hipertensiune arterială rezistentă la tratament, AVC, infarct miocardic, insuficiență cardiacă în congestivă, infarct miocardic și AVC în anamneză, preoperator pentru chirurgia bariatrică, diabetul zaharat tip 2, aritmiile nocturne, hipertensiunea pulmonară. Trebuie examinat minuțios anamnesticul și istoricul bolii, iar persoanele cu acuze și cu simptomatologia sugestivă pentru sindromul de apnee obstructivă în somn trebuie evaluată cu ajutorul chestionarului ECHO pentru a cuantifica somnolența și evaluat prin chestionarul STOP, iar tuturor persoanelor cu risc scăzut, moderat și crescut este necesar de a efectua poligrafie cardiorespiratorie. Îmi permiteți să nu dau citire concluziilor? Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna conducătoare. Domnule, vreau să o inspirit în timp care a fost dat. Rău frumos, membrii Consiliului Științific, întrebări la dumneiei. Cred că asta întrebări au apărut, deoarece tema este destul de actuală și destul de interesantă. O știm cine are întrebări. Dacă nu aveți, până de vă-ți gândi vă dumneavoastră, eu vreau să primesc răspuns la următoarea problemă. Stați dumneavoastră scris, fiți atenți, membrii Consiliului, ne-ați scris în concluzia 2 că SAS-ul pozițional este mai frecvent întâlnit la pacienții cu vârstă mai tânără. Indicele de greutate este mai mic. Cât este mai mic? Cum este? Cât este mai mic? Circumferința gâtului și abdomenului,
cu atât mai des se întâlnește sarcina. Pe când în concluzie 5 scrisimile, prin studiul propriu am demonstrat că odată cu creșterea circumferinței gâtului și circumferinței abdomenului și așa mai departe, tot se întâlnește mai des. Parcă mi se face impresia că aici este o contradicție. Puteți da lămurire, iată, cum să înțeleg eu prima și a doilea poziție? Da, mulțumesc, domnule, pentru întrebare. Deci, pacienții cu SARS-o au fost clasificați în două categorii de pacienți. Cu ajutorul poligrafiei avem posibilitatea de a evalua, de a găsi pacienții care au sindrom de apnee obstructivă pozițional. Deci ce este SASO pozițional? Este pacientul la care indicele apnee-hipopnee este mai mare, raportul ahi părțile laterale și ahi supin, între ahi supin pozițional și ahi pe părțile laterale este 2. Deci cel puțin de 2 ori mai mult pacientul are apnei pe partea supină. Și astfel am clasificat toți pacienții cu SASO în cei care au SASO pozițional și cei care nu au SASO pozițional. Și am observat la cei cu SASO pozițional că spre deosebire de cei care au sindrom de apnee la care componenta este nesemnificativă pozițională, că ei sunt mai au un indice de masă corporală mai mică și o circumferință mai mică și sunt mai puțin somnolenți comparativ cu cei care au SASO non-pozițional, deci fac evenimente respiratorii în pe toate părțile, atât în partea supină, cât și pe părțile laterale. Iar cealaltă concluzie a fost la evaluarea tuturor pacienților cu sindrom de apnee obstructivă. Eu am primit răspuns, dar mai am o întrebare. Rezultatul la ce a spus dumneavoastră, partea pozițională, cum ați putea să recomandați? Cum, de exemplu, să dormi pe bordă, să dormi pe spate, să dormi pe o coastă? Cum? Ca să fie, să evit lucrurile acestea. Scuzați, dar chiar mi-a interesat mie personal. Este foarte bună întrebare, deci. De asta și este, de așa am făcut următorul obiectiv, deci fenotiparea, da? Clusterele, trăsăturile fenotipice. Sindrom de apnee obstructivă în somn are multiple trăsături fenotipice, da? Este sindrom de apnee legat cu somnul REM. Sunt persoane care sunt mult mai somnolente. Sunt persoane cu SASO pozițional. Deci pentru această, de aia este necesară fenotiparea pentru o mai bună stratificare, pentru o personalizare individuală a fiecărui pacient. Fiecare pacient este individual. În cazul în care pacientul nu are comorbidități și are SASO pozițional, da? Desigur că îi se recomandă o terapie pozițională, evitarea poziției supine. Dar în cazul în care pacientul are un SASO pozițional, dar are și multiple comorbidități, studiile ne demonstrează că pacienții mai uită, deci, de această terapie și se indică în cazul dat terapie cu presiune continuă pozitivă. Fiecare caz individual a pacientului, în dependență de gradul de severitate și de multiple alte trăsături fenotipice. Mulțumesc. Poftim la membrii Consiliului. Eu cred că o părut de acum întrebări. Vă rog frumos. Domn profesor Bielu, poftim. Deci, în tema tezei scrie particularități clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă de somn. Ce aspecte funcționale ați studiat și dacă ele au avut o corelare cu severitatea sindromului de apnee obstructivă de somn? Eu vă respect dumneavoastră și v-ați ridicat, dar mai bine stau cu dumneavoastră. Da, așa doar dumneavoastră. Tot respect. În partea e un stand bun. Eu prind, iau, știți, îmi pare foarte bine, dar mai bine jos. Ce aspecte funcționale, în special la pacienții cu SASO? Desigur că aspectele funcționale au fost circumferința gâtului, abdomenului, scorul malampat, vârsta, indicele apnei, hipopnei, deci ăsta au fost. Domnul profesor, sunteți satisfăcuți? Da. Ori vreați mai mult? Nu. Nu, da? Poftim următorul întrebare. Domnul profesor, vă puneți în dreptate. Eu
cu ca referent, da, da. Am eu, ca referent, discuții. Da, cu doamna secretar, poate fi plăcere. Stimată doamnă pretendentă la gradul științific, am două întrebări pe marginea tezei. Prima se referă la tabelul cu comorbidități, în care prevalează, desigur, hipertensiunea, cardiopatie ischemică, dar aveți și broncopneumopatie cronico-obstructivă în 12% dintre cazuri. Și prima întrebare se referă la acest procent de al BPCO-ului. Îl considerați mare, mic, în comparație cu studiile în domeniu, deci este cum îl interpretați. Și în continuare, în același context, a doua întrebare se referă la tabelul cu predictorii severității ai sindromului de apnee în somn obstructiv, dintre care predictori puternici la dumneavoastră în studiu sunt insuficiența cardiacă, obezitatea, hipertensiune arterială. Totodată, broncopneumopatie cronico-obstructivă vine cu semnul minus și o cifră destul de înaltă. Cum interpretați? Asta e ca factor protectiv sau cum îl interpretați? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă întrebare. În studiul nostru, pacienții cu SASO au fost 12%, după cum a spus dumneavoastră. Deci, dacă privește, inițial se credea că este o legătură între sindromul de apnee obstructivă în somn și BPCO printr-un factor de risc, fumatul. Iar multiple studii, chiar un studiu Asleep-Heart, un studiu epidemiologic efectuat pe peste 5.000 și ceva de pacienți, ne-a relatat că prevalența este destul de mică. Dacă broncopneumopatia cronică obstructivă, prevalența este de 10% în populația activă, iar prevalența SASO este de 5% în populația activă, deci ambele împreună, BPCO cu SASO, deci sindromul overlap, multiple studii ne-au relatat că prevalența sindromului overlap este în jur de 0,5% în populația activă. Deci nu este un factor de risc. La rândul lor, persoanele cu BPCO, deci o trăsătură fenotipică, este că iau un indice de masă corporală mai mică și o greutate mai mică, ceea ce este total opus pacientului cu suspiciune tipică pentru sindrom de apnee obstructivă în somn. Iar cât privește predictorii severității SASO, au fost indice de masă, hipertensiunea, da, și obezitatea. Deci i-am evaluat prin regresia multiplă și astfel, din studiul dat, prin regresia multiplă au fost evidențiate aceste patologii și nu de pe ce o. Sunteți adăugat, doamnă prezentarea? Da, domnule profesor. Mai sunt întrebări? Eu am tot dreptul, probabil că dacă online cineva vrea să dă întrebări, tot poftim cu plăcere. Mai sunt întrebări? O pus întrebare răsată? Ce puneți tipul dumneavoastră? Da, da, da. Onorată asistență, dau 4 întrebări parvenite din chat. Domnul Ruslan Baltaga, conferențiar universitar, Catedra de anesteziologie și reanimatologie Valeriu Gheric. Întrebarea sună în felul următor. Ați avut cazuri letale în supraveghere, în cadrul studiului? Vă rog. Răspundeți. Vă mulțumesc mult, domnul conferențiar, pentru întrebare. Da, desigur, din păcate, după cum ați observat, în studiul nostru au predominat formele severe. Din păcate, patologia dată este neconștientizată, deci este neglijată. Probabil sunt cunoscute, desigur, multiple cauze și pacienții ajung în formele severe.
iar mulți pacienți neglijează terapia, din păcate, pentru că terapia, atât diagnosticul, cât și tratamentul pacienților cu sindrom de apnee obstructivă în somn, în Republica Moldova nu este compensat. Din asta cauză, mulți pacienți neglijează tratamentul, neconștientizând factorii de risc, complicațiile, consecințele. Și, din păcate, cunosc foarte multe persoane care au revenit rudele, da, peste câteva luni, un an, deci în studiul dat am avut 33 de pacienți care au decedat, din păcate. Am aflat ulterior de la rudele pacienților. Deci ăștia sunt pacienți care au neglijat tratamentul. La fel avem în cazurile tale și persoană tânără de 41 de ani care avea comorbiditate doar obezitatea și un IMC, cred că în jur la 33-34, obezitate gradul 1 și un SASO sever care a neglijat patologia dată. Deci peste 33 de cazurile tale cunoscute. Da. Doamna secretar, nu mi-a apărut online nicio întrebare. Stimate domnule moderator, iată parcurg chat-ul, alte întrebări până la momentul de față decât cea menționată nu a apărut. Nu a apărut, da. Din prezent, să aveți întrebări? Nu mai sunt întrebări. Vă mulțumesc foarte frumos. Dumneavoastră odihniți-vă până ce. Acum am trimis cuvântul secretarului științei civic pentru a da citirea vizului ședinței disciplinii pneumologie și alergologie în cadrul căruia a fost îndeplinită teza și concluziile seminarului științific de profil boli interne, pneumologie referitor la noutatea tezei și valoarea teoretică și aplicativă a tezei. Poftim, domnul conferențial. Mulți stimate, domnule moderator, profesor universitar Constantin Iavorski, mulți stimați membrii Consiliului Științific, onorată asistență, dau citire avizelor sos numite de către domnul moderator, decizie disciplinii de pneumologie și alergologie a Departamentului Medicină Interne a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu, proces verbal numărul 13 din 26 februarie anul 2020. La ședință au fost prezenți 14 colaboratori, ședință prezidată de domnul Victor Botnaru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef catedră. Avizul este prezentat în mod academic, 7 pagini dactilografiate cu evidențierea întrebărilor și răspunsurilor ample ale doctorandei. La final a fost făcută o concluzie pozitivă a lucrării și se menționează în decizie, citesc, că teza cu tema particularități clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn, elaborată de competitoarea Victoria Sârcu, reprezintă o lucrare științifică actuală, finisată, metodologic realizată corect, cu importanță teoretică și practică, care corespunde exigențelor ANACEC din Republica Moldova, înaintate pentru tezele de doctor în științe medicale și după redactare poate fi înaintată pentru discuții și aprobare în cadrul seminarului științific de profil boli interne pulmonologie în vederea obținerii gradului științific de doctor în științe medicale, specialitate 32101, boli interne pulmonologie. În mod deschis, propunerea a fost votată unanim pro. Următorul document este hotărârea seminarului științific de profil 321 Medicină Generală, specialitate 32101, boli interne pulmonologie, 32107 fiziopneumologie, 32125 alergologie, procesul verbal numărul 11 din 29 iunie anul 2020, ședința prezidată de domnul Victor Botnaru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. A fost prezenți 18 membri din 24, decizie seminarului științific de profil. Teza de doctor în științe medicale, prezentată de doctoranda Victoria Sârcu, a acumulat 74 de puncte, se apreciază ca bună și prin vot deschis unanimță la decizia de a recomanda teza doamnei Victoria Sârcu pentru susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat.
Următorul punct vizează componența Consiliului, care a fost aprobată ulterior de ANCEC, fără modificări. La ședința preliminară a Consiliului Științific Specializat D321-0144, organizată la data de 13 noiembrie 2020, a fost prezentată nota informativă, răspuns la nota informativă privind perfectarea tezei și a fost aprobat pentru tipar autoreferatul tezei. În continuare, dacă îmi permiteți, la adresa Consiliului Științific Specializat au parvenit mai multe avizii pozitive la autoreferatul doamnei Victoria Sârcu și dau citire acestor autorilor acestor avizii. Mihaela Teodorescu, profesor în medicină, director al laboratorului de cercetare în somnologie, pneumologie al Spitalului Memorial al Veteranilor William Middleton, departamentul alergologie, pneumologie și îngrijiri critice, Facultate de Medicină și Sănătate Publică a Universității din Wisconsin-Madison. Domnul Stanislav Gropa, prorector pentru activitate de cercetare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pestimițanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Știință a Moldovei. Doamna Semra Belaceroglu, profesor pneumologie, Universitatea de Medicină, Spitalul de Formare și Cercetare din Izmir, doctor Soț Iren, președintele pe relații internaționale al Societății de Boli Respiratorii din Turcia. Domnul Florin Michalțan, șef disciplină pneumofiziologie 2, profesor universitar al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București, șef secției medic-pneumolog, profesor universitar, doctor în științe medicale, ex-președinte al Societății Române de Pneumologie. Doamna Oana Deleanu, șef lucrări al disciplinei de pneumofiziologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Carol Davila, doctor în științe medicale, medic primar pneumologie, cu certificare națională și europeană în somnologie, ex-președinte al secțiunii somnologie a Societății Române de Pneumologie pe perioada anilor 2013-2017 și membru al Comitetului Executiv al Societății Europene de Somnologie din anul 2018. Domnul Ruslan Baltaga, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de Anesteziologie și Reanimatologie Valeriu Gheric, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pestimițanu. Domnul Marcel Abraș, prorector pentru activitate socială, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pestimițanu. Toate avizele sunt favorabile pretendentei și apreciază pozitiv teza și autoreferatul. Mulțumesc, doamnă conferențiar. Vă rog frumos, dacă aveți întrebări la doamnă conferențiar. Nu sunt întrebări. Atunci, doamna pretendentă, vă rog frumos să expuneți-vă pe partea care a vorbit cu doamna conferențiar, doamna Sleta. Țin să mulțumesc tuturor personalităților care au avut timp și au studiat cercetarea dată și le mulțumesc foarte mult pentru avizele pozitive și susținerea lor. Da, mulțumesc. Acum îi se oferă cuvântul consultantului științific, domnule doctor conferențiar, doctor abilitat, domnul Alexandru Colăteanu. Vă rog frumos, dacă poate să vă expuneți cât privește abilitatea și cum a lucrat, dacă privește importanța tezei, să Mulțumesc mult, domnul profesor Iazovski, mulți stimați membri Consiliului Științific, mulți stimați referenți, stimați colegi. Deci îmi pare bine că am ajuns la această etapă, deci finală de susținere a tezei. Victoria pot să caracterizez numai pozitiv. Ea a început activitatea cu noi din 2012.
venit din medicina practică și au făcut progrese semnificative și în cercetarea, dar și în lucru cu pacienți. Pot să caracterizez, însă lucrează foarte mult cu pacienții, cu fiecare individual, deci pătrunde în esență permanent, posede toate metodele accesibile la momentul actual în Republica Moldova în somnologie, deci toate metodele diagnostice și poligrafie cardiorespiratorie și polisomnografie și celelalte teste mai complexe. De asemenea, deci evaluează pacienții, monitorizează și are deci deprinderi și în ventilația non-invazivă, ce este important și la momentul actual, când aceste metode sunt folosite și în tratamentul pacienților cu COVID. Deci în cercetare, de asemenea, Victoria a făcut mai multe succese, mai multe stagieri au făcut peste hotare. Vreau să menționez doar două stagieri care au făcut mai importante în România cu obținerea și competenței în somnologie și în ventilație non-invazivă. Și a doilea stagiu care a fost efectuat în Statele Unite la Universitatea din Wisconsin, deci un centru, probabil cel mai renumit, unde a fost și realizat cel mai important studiu în somnologie, Wisconsin Sleep Study. Și de asemenea, vreau să menționez și îmi pare bine că este prezent și soțul Victoriei, Victor, aici în sală. Și Victoria pe parcursul acestor ani a avut susținerea familiei, soțului și fiicelor, Loredana și Mirela. Și susțin candidatura pentru promovarea pentru titlul de doctor în științe medicale. Mulțumesc, domnule conducător. După poziția care o am eu, trebuie să dau cuvânt și consultantului, domnul Sergiu Șampu. Domnul profesor, dacă el este în internet, poftim, vă rog frumos să puneți câteva cuvinte, dacă chiar. Chiar din nou vă spun, nu apreciați valoarea lucrării, dar spuneți care au fost abilitățile. Poate ați avut ceva probleme cu domnul, doamna conducător. Nu vreau să fac. Poftim. Stimați membri, acum te rețințite stimați profesori, colegi, vreau să spun că cu doamna Sârcu lucrarea a fost făcută destul de ușor, luând de reacția abilităților. Și vreau să spun că noi, ca individ, am beneficiat toți anii aceștia de studiu, am beneficiat de costumul a pacienților care au fost supuși de medicare, pregătirea preoperatorului, situație dispozitivă, deci fost o comunicare în toate voastre și vreau să spun că am început prin abilitățile sale fie care. Da, domn profesor, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Acum am ajuns la momentul cel mai important, când trebuie să dau cuvânt referenților oficiali și primul să-i dau cuvânt domn profesor Vop. Și după mine îmi pare că corect a fost ales oponentul, deoarece mi se pare domn profesor Mătaia și cam dintre primii care te fac problema dată în Republica Moldova, Crocul Moldovan, domn profesor Moldovan. Vă rog frumos să aveți posibilitatea să vă expuneți pe problema dată și eu jucur să nu ați sunteți competenți și o să ce să apreciem corect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte, adică moderator, dar real președinte astăzi, a ședinței de astăzi, stimați membrii Consiliului, noi citi tot avizul, 6 pagini și foarte lungă, eu l-am prezentat oficial, semnat, din start spun că sunt pe deplin cu hotărârea dacă va fi așa luată și eu sugerez această hotărâre că doamna Victoria Sârcu merită
gradul științific, doctorul științe medicale. Și momentele importante, într-adevăr, sunt interesat în problema aceasta, am pornit-o de la, poate chiar de la zero de la început, însă nu era un clinician, cum s-a devenit, a devenit doamna Victoria Sârcu, așa de pregătit, care se înmâncheze toate metodele acestea clinice și să le promoveze prin toate greutățile care sunt. Știu foarte bine. Eu, fiind fiziolog, eram din start taxat pe aparatajul care este necesar pentru a diagnostica, a face răzică. Sigur, dar anume teza aceasta demonstrează că nu totul e în aparataj, dar este și management foarte important, management clinic. Eu chiar mă cu interes am citit cum toate cunoscute lucrurile cunoscute, dar văd apar momente ca clusterele acestea, apar momente ca estimarea răzică, effort și cunoscut de atâți ani, dar este indicele ăsta, adică scorul, este stop bank mai puternic și așa mai. Apropo, și o întrebare la mine, de ce credeți că... Ei, la urmă îți dau întrebări. Adică momentul m-a uimit și m-a mirat și am fost interesat să văd până la capăt, într-adevăr, cât e puterea aceasta a statisticii și puterea metodii de organizare și metodii de cercetare în domeniul clinic, legată și cu cel funcțional, într-adevăr, poate da rezultate foarte palpabile și foarte importante pentru practică. Sigur că actualitatea temei indiscutabil este foarte actuală. Luăm Chișinău, 700.000, jumătate bărbați, așa cum zice, grosso modo, vreo 28.000 de persoane, Chișinău, precis că au sindrom, precis că nu se adresează și precis că au consecințe. De la hipertensiune și până la celelalte, zic, foarte, și tratează altfel decât aceea ce, zic, începutul etiopatogenetică e aici. El de 100 de ori pe noapte se trezește, nu-și dă seama că se trezește, se activează sistemul simpatic, și de aici crește poftim, tensiunea, apar boli metabolice. Și foarte drept a răspuns Victoria și la o întrebare, într-adevăr, momentul îi oprește, fiindcă tratamentul, standardul de aur, este să dormi cu mască. Ei, dar unii plătesc și masca, fiindcă un simptom e impotență. Da. De la bărbați prima, da? Plătești mască, destul de scumpă, mai ales acele... Dar și să dormi cu mască. Eu am fost 3 ani în urmă la congresul Societății de cercetare a somnului în Bolonia și era un grup de germani care deja au pornit cercetările clinice într-un chip care se implantează în mușchiul limbii pentru a-l stimula și a scăpa de mască. Că principalul factor etiopatologic în somn profund, dar încă și supin, da, limba, mușchiul limbii se relaxează și el se duce încolo și pur și simplu mecanic obturează. Da. Și deja sunt cercetări de este, care poate ne-au ajutat și atunci, fiindcă persoanele care nu doresc să doarmă cu mască, nu doresc așa tratament, vă zic, trebuie ajutate în orice caz. Sunt și momente operative, eu am făcut stagiere la profesorul Patrick Levy, Universitatea Grenoble, deja 20 ceva de ani în urmă. Acela era partaj la operații foarte radicale. 2 cm înainte mandibula și 2 cm maxilă. Asta când e micrognație. Asta de acum rar, dar este. Și este și chestia aceasta. Și atunci scăpi, într-adevăr, și acolo scăpi. Momentul este foarte important că, ne întoarcem la disertație, că meritul autoarei este indiscutabil, că domnul ei a găsit modul acesta și aici simt și
cum s-ar spune, și influența conducătorului științific, la care am fost la ambele teze, respectiv evoluția domnului Corlăteanu, este foarte pozitivă și este foarte, și foarte o persoană foarte pedantă a intra în momentele mecanismelor foarte profund. Și aici tot a fost demonstrat acest moment. Așa, să nu fiu prea mult, să nu prea vorbesc, eu sigur că sunt foarte satisfăcut de teza asta și satisfăcut de ceea că seminarul științific de profil, mai ales ca referent, ca să susțin acesta, cunosc, ne-am întâlnit la conferință, mai multe conferințe, ne cunoaștem, am vorbit, apropo, pe marginea tezii am discutat, am vorbit despre anumite momente la care, vreau zic, trebuie să atrag atenție, a fost de acord cu remarcele mele. Sunt și acum remarcele acestea, dar nu știu dacă este cazul să le dau citire, dar sunt unele momente. Vreau că momentul, în primul rând, teza e scrisă într-o limbă foarte ușor, foarte comprehensivă, foarte, limba română curată, foarte bine aranjat tot. Materialul iconografic tot este foarte bine. Mai ales îmi plac evaluările acestei comparative a performanțelor chestionarului, care arată iarăși Edford, care eu îl cunoșteam, vreau zic, chestionarul Edford, care îl cunoșteam temelie de piatră, el este în trecut, poftim, de stop sau asta. În trecut, asta este meritul indiscutabil științific, pur științific. Și ca să fiu mai aproape deja de final și de subiect, pot să spun că concluziile generale ale studiului și îmi citesc ceea ce am expus aici, a studiului științific, generalizează logic rezultatele cercetărilor proprii, sunt în concordanță cu obiectivele și sarcinile trasate, într-adevăr. Toate sarcinile, apropo, au fost rezolvate de către disertant. Reflectă integral materialul cercetării. Rezultatele obținute prezintă o importanță științifică și practică. Noi în Moldova avem așa, Centrul de somnologie pe lângă Institutul de Neurologie, în 2013 fondat, grupul acesta care lucrează ca cu doamna care astăzi e competitoare la noi, Circu Victoria. Mai sunt vreo două cabinete, i-aș numi așa, particulare, în care ce se face acolo, cu părere de rău, aceste particulare, cabinete particulare nu sunt în supravegherea, cu părere de rău, a centrului nostru, dar știu că au polisomnografii, știu că sunt înființate, unul din orice caz, e înființat de un businessman foarte mare și feciorul lui acolo e șef, fiindcă acela care avea destule resurse pentru a lua un polisomnograf și a promova CPAP-urile, aceste aparatele astea pentru a tratament. Se vede că cu un iz comercial era chestia aceasta, nu avem alte date de acolo. De aceea, într-adevăr, este foarte importantă cercetarea aceasta, fiindcă prin recomandările sale practice, doamna Victoria deschide calea folosirii mai pe larg a posibilităților de diagnosticare precoce. Fiindcă de asta depinde mai departe tratamentul și prevenirea tuturor complicațiilor, comorbidităților, adică nu că prevenire, dar complicațiilor foarte severe. Deci, clar că teza a fost bine, materialul tezei a fost bine cunoscut opinii științifice, da? Fiindcă are 33 lucrări publicate, inclusiv 12 articole în reviste științifice recenzate și a fost aprobat la multe foruri științifice internaționale și mai ales 12 internaționale erau. Așa, eu consider că lucrarea, atât prin conținutul, cât și prin forma de prezentare, îndeplinește cu prisosință calitățile cerute unei teze de doctorat,
și o recomand pentru acordarea gradului științific de doctor în științe medicale. Autoreferatul tezii doamnei Victoria Sârcu corespunde recomandărilor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. În finalul celor expus, teza de doctor în științe medicale prezentată de doamna Sârcu Victoria, particularității clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn, efectuată sub conducerea conferențarului universitar Alexandru, doctor habilitat științe medicale Alexandru Corlatean, este o lucrare finalizată, sarcinile propuse sunt rezolvate, scopul este atins. Rezultatele lucrării, concluziile și recomandările sunt formulate clar. Consider că teza doamnei Sârcu Victoria, particularitățile clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn, este efectuată conform cerințelor Agenției Naționale de Asigurare în Calitate Educației și Cercetare, astfel că doctoranta merită pe deplin conferirea gradului științific de doctor în științe medicale și mă alăturez cererii, să zicem, Consiliului pentru a acorda gradul acesta. Domnul profesor, mulțumesc mult. Doamna conductoare, încercați să, dacă chiar v-au pus întrebările și până la Consiliul Științific nu vă preconvine, amintiți acum, încercați să răspundeți. Ședeți, așa dată. Mulțumesc mult, domnul profesor, pentru examinarea minuțioasă a tezei mele, pentru timpul prețios. La fel și pentru unele obiecte, la momentul potrivit și la timpul potrivit. Și vă mulțumesc mult pentru avizul pozitiv. Bun. Domnul profesor, sunteți satisfăcut, da? Da. Acum, dacă îmi permiteți, ofer cuvântul a doilea referent oficial, domnul Sergei Pistorencu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar, cercetător. Sergei, stai poftim. Да. Уважаемые коллеги, я построю свое выступление на нескольких тезисах, с учетом того, что я второй рецензент, и мне не хотелось бы повторять то важное, о чем уже вы слышали. Первое, хочу сказать, что с диссертационным исследованием я знакомился с огромным интересом. Почему? Более 10 лет назад в нашей лаборатории мы прикоснулись к этой тематике. Пытались с учетом того качества инструментария, который был 10 лет назад, разобраться в этой проблеме. Уже тогда мы поняли, что проблема, она существует и для нашей республики. И срочно требуется решение, потому что этих больных чрезвычайно много. Каждый 20-й мужчина, он носитель этого синдрома. Каждый третий обращающийся за медицинской помощью носитель этого синдрома. И 60% больных, которые лежат в общесоматических стационарах, тоже страдают этой патологией. Поэтому, получив в руки диссертационную работу, я изучал ее скрупулезно. И хочу со старта сказать, что она произвела на меня очень хорошее впечатление. В методическом плане она построена грамотно, и, в общем-то, заявленная цель и задачи, они позволили соискательнице добиться результата, который она, и руководитель, и мы вправе были ожидать. Наверное, я не буду вас утомлять таким разбором диссертации. Остановлюсь на вопросы, которые, может быть, имеют общее значение или будут полезны диссертантке, когда она будет оформлять эту работу в другом виде, готовясь публиковать эту рукопись. Ну, во-первых, обзор литературы, он, конечно, очень-очень добротный. Там присутствует и сравнительное изучение источников, и представлена вся неоднозначность в ряде случаев мнения исследователей по изучаемому вопросу. Но почему-то русскоязычный сегмент выпал из поля зрения соискательницы. Тем не менее, последние 10 лет в России
на Украине вышли очень интересные работы. Более того, интересные тем, что они созвучны и по названию, и по целям, и по задачам. Поэтому, конечно, было бы интересно услышать оценку и обсуждение результатов соискательницы с теми, которые получены. Заново пишу. Говоря о, собственно, тексте диссертации, я хотел обратить внимание на, с моей точки зрения, это недочет, если хотите, ошибки. Это ошибки семантического смысла. Ну, как по мне, это не может являться фактором риска окружения или эпфор. Наверное, это длина, критические значения длины и критические значения шкалы. Тем не менее, в диссертации мы видим вот эти недочеты, которые, ну, как бы режут глаз искренне. Необъяснимым для меня стало отнесение к молодым лиц старше 45 лет, 45, 47, 48. Я, конечно, понимаю, что они молоды, но в принципе надо придерживаться классификации Всемирной организации здравоохранения, которая нашу молодость ограничивает 44 годами. Особое внимание привлекло то место диссертации, где соискательница анализирует сопутствующие заболевания, пытаясь понять, какой из них является фактором риска. И здесь я хочу поделиться своими рассуждениями по поводу, насколько правильно было бы или было соискательнице, анализируя материал, исходить только из структуры сопутствующей патологии, включенных в исследование больных. Мне почему-то думается, что гораздо информативнее, методически более совершенно было сопоставить полученные результаты с распространенностью этой патологии в общей популяции. Чтобы пояснить свою мысль, ну, приведу такой пример. Он может показаться парадоксальным, но иногда эти парадоксы они могут влиять на выводы наши. Соискательница очень хорошо показала критерии включения в исследование пациента. Правда, ничего не сказала, откуда рекрутировались эти больные. Это больные были из амбулаторного приема или из клиники Новомед. Потому что среда, из которой рекрутировались пациенты, могла влиять на структуру сопутствующих заболеваний у них. Я специально посмотрел, чем обладает Новомед. Ну, клиника называется поливалентной. На самом деле, она не отвечает как бы в полной мере этой поливалентности. Поэтому, если это был не амбулаторный прием, то здесь могут быть вопросы к насколько точно были определены сопутствующие заболевания. Я не думаю, что здесь были большие девиации, потому что, в общем-то, результаты совпадают с тем, что получали и другие авторы. Но хотелось бы, чтобы получение этих результатов был методически выведен. Результаты обработаны чрезвычайно хорошо. Я, в общем-то, давно не видел такого уровня статистического обработки результата. Применены, в общем-то, самые ходовые в современной медицине методы. Тем обиднее ошибки в обычных калькуляторных просчетах. Я адресую вас к 82-й и 86-й странице.
когда вы подошли к вопросу формулирования главной решенной задачи исследования, я, ознакомившись с актами внедрения, ожидал увидеть упоминание того, что разработанный вами инструмент поможет не только стратифицировать больных, поскольку, с моей точки зрения, это не является самоцелью. Мы стратифицируем больных для чего-то. Понятно, что для оптимизации менеджмента. И в двух из четырех актов о внедрении я нашел это упоминание. Вы рекомендуете использовать ваш инструмент для профилактики постоперативных осложнений у больных. Но при этом я не нашел этих материалов в диссертации. Я не исключаю, что я был недостаточно внимательным, хотя, в общем-то, я и задавал поиск по слову «постоперативный». Если вы их не включили, то я вам настоятельно рекомендую включить их на этапе подготовки монографии, потому что это очень и очень важно и очень и очень интересно. Потому что ваша работа, с одной стороны, она позволяет нам лучше понять патогенез этого явления, но для клиницистов-практиков она нам важна именно как инструмент, который позволит лучше обращаться с нашими больными, на деле улучшать качество и продолжительность жизни. Наверное, были еще какие-то замечания, ну, часть из них мы обсудили еще на этапе подготовки рецензии, и то, что я услышал от руководителя, меня вполне, и диссертанты вполне от меня удовлетворили. Посему, если позволите, я перейду, собственно, к заключению. Диссертация представлена госпожой Викторией Сырку на тему клиника функциональной особенности синдрома обструктивного апноэ сна, является завершенной научно-квалификационной работы, которая по актуальности, новизне исследования и научно-практической значимости полученных результатов, выводов и рекомендаций по факту решения важной для медицины задачи соответствует требованиям АНАЧЕ, предъявляемым диссертацией на соискание ученой степени доктора медицинских наук. А ее автор Виктория Сыр достойна присуждения искомой ученой степени по специальности 321.01 внутренних болезней пульмонологии. Я, может быть, предвосхищаю решение специализированного ученого совета, но я хочу сказать, что по всей вероятности это диссертационное исследование – это успех, однозначно успех и соискательницы, и ее руководителя, и ее консультанта. Может быть, я тороплюсь, но тем не менее я их поздравляю, вне зависимости даже от решения ученого совета. Спасибо за внимание. Ну, тебя, дом профессор, дам на кончитай по всем дорогам Черкасы, распомнишься проблемы, как для пользования телтохабилитации в Сергее. Vă mulțumesc, profesor, pentru toate sugestiile și toate propunerile dumneavoastră și, în primul rând, și obiecțiile care până la examinare au fost și am încercat să le corectăm la maximum posibil. Cât privește toți pacienții au fost examinați ambulator. Din asta cauză n-am dat citire, peste 100 de pacienți au fost excluși pentru că din cauza unor momente, lipsa senzorilor, n-au vrut să repete investigația. Deci, dacă să luăm grupă de pacienți, deci au fost pacienții nu de la Nova Med în special, pentru că la Nova Med am început a consulta când deja pachetul de pacienți erau de mult efectuat. Sunt pacienții trimiși de către medici care aveau suspiciuni, da, sau de către partener, că sforă tare auzind la televizor. O parte de pacienți, da, au fost pacienții
care erau pregătiți pentru intervenții, da, preoperator. Câțiva pacienți au fost înainte de a se efectua, deci pacienții cu suspecție la SASU au fost trimiși și redirecționați pentru a exclude patologia dată. Deci, o mare parte, majoritatea pacienților au efectuat diagnosticul dat ambulator, pentru că sunt și anumite condiții de a efectua poligrafie, trebuie să doarmă singur, și anumite condiții referitor la investigații, ca să fie valid rezultatul. În privința studiilor bibliografiei, deci am scăpat, din păcate, ne vom strădui ca să fie totuși bibliografie, da, colaborăm și cu Federația Rusă, din păcate a fost o scăpare, dar avem publicații împreună care, dacă nu am mai răspuns la alt moment, vă mulțumesc mult pentru timpul dumneavoastră prețios și o examinare atât de minuțioasă a cercetării și pentru avizul dumneavoastră pozitiv. Da, domnul profesor, sunteți satisfăcuți? Să mai pune mie. Da, mersi. Stimați colegi, acum, conform regulamentului, fiecare membru al Consiliului Științei trebuie să-și expună părerea în discuții și la sfârșit, dacă este chiar la început, dacă este cineva care nu e membru Consiliului Științei, tot are dreptul să vorbească, să-și spună părerea. Conform listei care este aici în fața mea, în primul sunt eu și eu o să încerc să spun câteva cuvinte. Stimați colegi, pare întrebare. Totuși, de când a apărut problema? Sindromul de apnee obstructivă în somn. Când a apărut prima dată? Părerea mea, eu nu am citit atâta literatură, probabil nici nu este scris unde, când a apărut prima dată. Dar părerea mea, odată cu apariția omenirii pe pământ, probabil că a fost prezent și sindromul de apnee obstructivă în somn. După cum știți dumneavoastră, majoritatea țărilor bine dezvoltate, de mult s-o ocup cu întrebarea dată. La noi, iată, domn profesor Vosc, el știe mai bine ca mine, cam printre primii care a încercat să pună problema dată și a încercat să facă unele discuții, măcar între noi medicii. Problema există, se întâmplau multe cazuri când chiar bolnavi poate și decedau și mulți dintre noi nu știam de ce și care a fost pricina. Iată că sunt foarte bucuros că am ajuns la aceea și astăzi susținez disertația în direcția dată. Doamna convectoare s-a stăruit foarte bine, un volum foarte mare de bolnavi, cum poate sutezi bolnavi foarte mult, și a stat foarte nevoios să discut, să cercetez, să observ toate momentele astea care se întâmplă cu bolnavii aceștia. Și asta ea prima o accentuat încă o dată, că bolnavii cel mai frecvent cu hipertensiune arterială, diabetul zaharat, boala cerebrovasculară, insuficiență cardiacă congestive și accidente cerebrale vasculare. Astea sunt bolile concomitente care cel mai frecvent duc la apnoe în somn. Și iată, noi trebuie să fim foarte atenți și prudenți, să tragem atenție la momentele acestea. Când avem bolnavi cu aceste maladii, clar, trebuie de îndreptat tratamentul în direcția dată și ca să nu aibă loc ceea ce poate să aibă. Un lucru foarte plăcut pentru mine, personal, doamnă perioadă, nu vreau să leg pe nimeni în direcția dată. Eu avem impresia că SASU se întâlnește numai la bolnavi cu vârsta înaintată, bolnavi grav, bolnavi așa. Dar după cum vedeți, eu nu vă dar am dat întrebarea, că dumneavoastră și-a accentuat momentul acesta, că bolnavii care au maladii concomitente și la persoane de tineri poate să fie prezent apnoea în somn. Nu, prevalența, după cum știm, la bărbați în lume este 37%, la femei de 25% în general, dar la bolnavii care au, sunt prezenți diabetul zaharat este de la 23% la 86%, de asta e foarte mult. Și aș vrea să spun că la noi în Republică foarte mulți medici, am văzut medici buni, medici care se interesează, îi interesează, medici interniți buni, îi văd, observ lucrurile acestea, însă părerea nu am o poziție oarecare specială, cum ar trebui ei să lucreze mai departe ca să evite lucrurile acestea, să avem cu cât mai puține cazuri de apnoe obstructivă în somn.
Domn profesor Vovkir, noi nu avem, dar foarte puține centre de somnologie avem în Republica noastră. Și eu îmi pare foarte bine că dumneavoastră de la zero ați început, totuși ați reușit ceva de făcut. Dar cumva ar trebui depus problema să avem mai multe centre de acestea, pentru că nu numai în Chișinău, aș vrea să fie și în alte teritorii, că noi, populația este în alte teritorii și noi avem acești spații care avem și în Chișinău și eu socot că asta este o întrebare destul de contemporană, bine pusă la punct. Tema a fost selectată normal, actuală și socot că ea are dreptul la existență și socot că Consiliul Științific trebuie să o apreciez ca pozitiv. Mulțumesc! Acum, fiind moderator, o să dau cuvântul lui domn profesor Adrian Bielăi. Sunteți obligați, domnul Bielăi, să vă spuneți părerea, poate mai mult, poate este animator, că te-ai văzut măsa de este. Probabil că să ne spuneți ceva destul de important. Obțin. Domnule moderator și onorații colegi, bună ziua. Deci, într-adevăr, fiind de specialitate în anestezie și terapie intensivă, am să fac neapărat o paralelă, deoarece în activitatea unui medic anesteziolog reanimatolog, pacienții care au sindromul apnee obstructive de somn, fac mult mai frecvent postoperatoriu complicații cardiovasculare, în special. Și posibilitatea de a identifica, de stratificat după gravitate, permite luarea măsurilor preventive pentru a diminua din impactul negativ postoperatoriu la acești pacienți. De asemenea, o altă parte pozitivă a importanței problemei abordate constă în faptul posibilității conlucrării dintre două specialități, anestezie și terapie intensivă și medicină internă, pulmonologia, deoarece unul din noile concepte în anestezie și terapie intensivă, sau mai bine zis în sectorul de anestezie, este conceptul de preabilitare, ceea ce înseamnă sau constă în utilizarea unor instrumente comune utilizate în pneumologie și în anesteziologie pentru a antrena funcțional și în special respirator pacienții slăbiți, cu o rezervă funcțională redusă, care urmează să suporte intervenții ample, chirurgicale. Astfel încât noi avem posibilitatea să includem în tratamentul chirurgical pacienți mai gravi și să le asigurăm o recuperare postoperatorie cu pierderi minime și cu complicații reduse, astfel încât să ajutăm și acele contingente de pacienți care nu puteau fi ajutate din punct de vedere chirurgical în trecutul recent. Deci această colaborare dintre specialități este foarte benefică pentru ambele comunități și în special pentru pacienți. Totul ceea ce e nou se naște la interfață la dintre mai multe discipline. Acum ne-am mijlocit la lucrare. Deci, fiind o lucrare științifică, evaluarea ei se face prin prisma mai multor parametri, argumentarea și importanța temei, formularea ipotezelor de cercetare, formularea scopului și sarcinilor, instrumentele de cercetare utilizate, puterea studiului, testele statistice, concluziile, menționarea factorilor de bias, astfel încât, trecând pas cu pas la aceste aspecte. Evident că despre importanța temei am menționat-o deja, atât în sensul specialității noastre pentru populația chirurgicală, cât și în aspectul populațional al persoanelor afectate de acest sindrom, gestionarea corectă a lui crește și speranța de viață, și calitatea vieții, și evită foarte multe complicații letale, în special în rândul celor suferinți de acest sindrom. Deci, ipoteza de cercetare a fost formulată clar, scopul și sarcinile sunt clar formulate și au fost rezolvate, iar rezolvarea aceasta a fost
demonstrată prin concluzii relevante. Puterea studiului a fost suficientă pentru probarea ipotezelor de cercetare înaintate, deci 370 de pacienți cu sindrom de apneă obstructivă de somn confirmat, este un lot destul de impunător pentru a demonstra ipoteza de cercetare. Și ca instrumente statistice, în material și metode este scris că studiul fiind descriptiv, dar aici au fost utilizate instrumente statistice inferențiale și instrumente statistice analitice, în special cum ar fi curbele ROC sau analiza corelațională, astfel încât studiul este inclusiv analitic. În concluzii, deci este o lucrare care probează capacitatea doctorandului de a concepe, fundamenta, realiza și valorifica o ipoteză științifică, astfel încât prin această dovadă se probează și capacitatea Victoriei de a realiza și lucrări mai mari pe viitor și alte lucrări. Deci este foarte important, la rândul ei ea poate transmite aceste deprinderi și cunoștințe elevilor ei, care neapărat trebuie să fie pentru a răspândi acest concept în comunitatea medicală. Și, de asemenea, este important de a utiliza în practică, în traducerea clinică, acele concluzii care au fost formulate aici. O parte dintre ele se utilizează în Institutul de Medicină de Urgență, deoarece am colaborat destul de strâns în realizarea lucrării date și în valorificarea celor descoperite. De asemenea, menționez că o parte din instrumente de diagnostic și de tratament sunt instrumente comune, cum ar fi sistemele de monitorizare a funcțiilor vitale, pulsoximetria, hemodinamica și funcția cardiacă monitorizată continuă, dar și suportul ventilator non-invaziv, care, dacă facem o mică paranteză, dar deosebit de importantă, implementarea sau dezvoltarea acestei și implementarea ei la o scară cu un impact destul de bun în medicina contemporană, a pornit anume de la lucrarea Victoriei, de la conlucrarea dintre specialități, astfel încât ventilarea non-invazivă, dacă acum 3 ani era o metodă foarte puțin cunoscută și foarte puțin utilizată, astăzi se vede că ea este metoda de bază necesară și absolut indispensabilă în tratamentul pacienților grav cu COVID. Deci un pas făcut în trecut are un impact neașteptat de mare acum în prezent și astfel încât este o importanță sau o realizare neașteptată a primelor pași făcuți acum câțiva ani. Astfel încât în final eu consider că această lucrare merită să fie valorificată la justă valoare și autoarea merită acordarea gradului științific de doctor în științe medicale. Domnul profesor, mulțumesc. Acum să ofer cuvântul doamnei lui Ciobanu, poftim, doamnă profesoare. Bună ziua! Bună ziua! Să vă salut. Deci noi lucrăm cu Victoria de mai mult timp. Deci eu sunt medic cardiolog. De fapt, chiar în clinica Nova Med, care a fost menționată, unde doamna competitoare a selectat pacienții pentru a ne ajuta nouă, ca medici cliniciști, să evaluăm, să trasăm mai multe puncte forte, adică să ajutăm pacienților noștri cu patologii cardiovasculare să aibă un calitate, să
beneficieze de o calitate bună a vieții. Am învățat și noi să selectăm pacienții și noi am dedus predictorii severității, inclusiv multe lucruri le-am evaluat și înțeles împreună. Deci pe lângă faptul de depistării acestor sau sensibilizării la această întrebare, noi am mers mai departe, doamna Victoria ne-a ajutat să selectăm metoda sau să selectăm metoda de tratament în problemele apneei obstructive în somn. Astfel, noi am putut ajuta pacienților, în special observând, deci am putut delimita, am putut să simțim în baza deja, acum o să fim mult mai ferm, având deja studii clinice bine argumentate, în baza studiului doamnei competitoare, o să selectăm, monitorizăm și tratăm, fapt pentru care îi mulțumesc foarte mult. Deci, nu indiscutabil, problema apnei obstructive în somn este răspândită, foarte răspândită și ea prezintă una din cele mai frecvente patologii respiratorii cronice la adulți. O felicit pe doamna competitoare care este foarte străduitoare, am participat și am văzut personal cu cât străduință, cu cât dedicație a format lucrarea. Îi doresc succes în continuare și mă bucur că avem o colaborare fructuoasă și cu certitudine lucrarea doamnei Victoria Sârcu merită a fi înaintată și înaintată, prezentată, ea îndeplinește toate calitățile cerute unității de doctor în medicină și competitoarea merită acest grad științific. Domnul președinte, mulțumesc mult, doamnă secretară, pentru dumneavoastră, tot bine, a tot vă spune și părerea. Mulțumesc. Bun, stimați, domnule moderator, profesor universitar Constantin Iavorski, stimați membri Consiliului Științific Specializat, stimați referenți, onorată asistență, teza doamnei Victoria Sârcu, cu titulatura de particularități clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn, este o lucrare actuală și această actualitate deja menționată de antevorbitorii mei, precum că sindromul de apnee în somn obstructiv merge mână la mână cu comorbidități cardiovasculare, neurovasculare, obezitatea, comorbidități metabolice, în primul rând diabetul. Al doilea rând este importantă în prevenirea complicațiilor postoperatorii și, într-al treilea rând, un moment bine cunoscut că sindromul de apnee, somn fiind cauza somnolenței diurne, aduce, deci contribuie la accidente de răbiere și în unele țări europene legislație impune viitorii conducători auto să fie testat la colitate respiratorii, iar într-a patrulea rând, în contextul pandemiei actuale COVID, au apărut și studii, ultimul publicat în octombrie anului 2020, efectuat în Finlanda, conform căruia deci prezența sindromului de apnee somn obstructiv crește riscul evoluției severe a infecției cu SARS-CoV-2. Toate argumentele pentru actualitatea acestui studiu sunt clare și acest studiu cu certitudine a inclus în mod impunător de pacienți 433, dintre care
370 pacienți cu sindrom de apnee somn obstructiv. Pe marginea acestei lucrări, doamna competitoare a venit cu o serie de concluzii. Țin să menționez printre acestea faptul că chestionarul STOP-B a demonstrat o sensibilitate și specificitate mai înaltă comparativ cu scoara albinic cunoscută de evaluare somnolenței EFLAS și evidențierea trei clastere, trei fenotipuri ale sindromului de apnee somn obstructiv, care permite alcătuirea unui algoritm de management detaliat a pacientului de apnee somn obstructiv. Și din aceasta rezultă că poligrafia respiratorie trebuie cu tot din adinsul exclusă din rândul investigațiilor excepționale și să intre ca o investigație de rutină, cel puțin la nivel de spitale municipale, cu toate unitățile, deci de toate spitalele să fie cu deci această metodă asigurată. Toate cele menționate trebuie să fac concluzia că teza doamnei competitoare Victoria Sârcu, particularități clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn, este un studiu finisat, actual, amplu, corespunde cerințelor înaintate și ANACEC pentru tezele de doctor în medicină și personal pro susțin această lucrare într-o totul. Doamna secretar, mulțumesc frumos, doamna conferențiar. Acum, doamna pretendentă, puteți să vă expuneți ce a fost. Încă o întrebare. Vă rog frumos, dacă din online cineva insistă, vă rog frumos, nu numai decât să fie membru Consiliului Științei. Doamna secretar, nu-i nimic? Vă mulc o dată, stimați, avem domnul doctor, conferențiar universitar, Ruslan Baltaga, vrea să se expună. Poftim, poftim, plăcere. Vă rog, domnul. Bună ziua, domnule președinte, onorați membrii Consiliului, este o bucurie să participăm la această ține, felicitări echipei, competitorului, conducătorilor, catedrelor, este un exemplu de voluntari, profesorul Bătmaru, conducătorii, deci de asemenea și societăți de funcționare cu simplitate în realizarea acestei probleme care în comun, deci noi, ca să ne studiu, ne putem face și pacienți deja când este în atârziu, avem consecințele mai degrabă de acestei probleme care este destul de complexă. Ca și realizare este o lucrare completă, vreau să menționez, cunosc personal, doamna Victoria a lucrat cu toți acești pacienți și fără excludere. Și toți pacienții i-ar nemigluțit dumneavoastră, i-ar supravegheat, ceea ce este și un avantaj practic ultima realizării care a făcut-o la comentariile care erau iată la instituții private, dar iată avem și o conlucrare și cu sectorul privat care a fost cumva mai flexibil în promovarea acestei tematici, identificare pacienților și inclusiv tratamentul și eu cred că avem acolo prezent un forum destul de serios care ar putea să ia decizii ulterioare, în acest domeniu, dar și tratamentul ulterior al acestor pacienți. Unde ei se adresează un pacient care are sindrome și face el vezi din familie și așa mai departe. După dată, felicitări competitorului, echipei de lucru, conducătorilor, catedrelor, ce să mă fac.
Vă mulțumesc frumos, doamnă conștiințiar, poftim în fiecare doamnă. Poftim? Foarte scurt, foarte scurt. Privire la de când se cunoaște. Uniți microfon. Da. 1970 consideră data nașterii general a entității este noi din Universitatea Stanford, profesor Guillemot, nu din mult niciodată, care era. Asta e un moment. Al doilea moment, sigur că este foarte important. Ce spune poliția rutieră la noi cu accident? Băut, nebăut. Maximum. Pardon, cât vorbesc așa la... în Statele Unite s-a calculat foarte precis. 28% de accidente mortale din cauza adormirii la volan. Așa. Și un centru somnologic este necesar acum, pe standardele Europei și americane, de la 800.000 până la 1.000.000 de populație. Deci Moldova, cam 3-4 centri interesante, numai că centru somnologic larg, în care este, într-adevăr, SAOS, dar plus încă 87 de nozologii, de reglări de somn, din punct de vedere psihologic, psihiatric, neurologic și așa mai departe. Și absolut de acord cu doamna secretară, da, doamna Dumitrașcă, în spitalele de studii mari ar trebui să fie peste tot, dacă nu polisomnografie, care e destul de scumpă și da, poligrafie de asta, cardiorespiratorie, ar trebui numai decât. Da, mulțumesc, domnul profesor, doamne, scriitor, numai probleme prin online care vă găsesc să fie acolo. Stimate domnule moderator, iată parcurg chat-ul, nu văd deocamdată, nimic care este, da. Da, vă mulțumesc frumos. Acum, doamna conductoare, vă rog frumos să vă expuneți pe marginea discuțiilor care au fost făcute pe privet lucrarea dumneavoastră. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului, stimată secretară și stimată audiență virtuală. În primul rând, țin să mulțumesc domnului profesor rector Emil Ciobanu a Universității și domnul prorector. Asta nu acum, am să-ți dau cuvântul de pe urmă, tu referitor ce-am spus la expunerile care am spus acum. Și eu sunt ultimul cuvânt. Da. Mă stimați domnul conferențiar Ruslan Daltaga, mulțumesc mult pentru apreciere și pentru... Singur în ansamblu, nu trebuie fiecare plan. Dacă ai ceva... Eu le mulțumesc tuturor membrilor care au apreciat pozitiv și au analizat teza și cu care am colaborat destul de fructuos și am avut o plăcere să colaborez cu Catedra de Anesteziologie și Reanimatologie. La fel, o plăcere să colaborez și cu clinicile private și cu mulți alți medici, mai ales tineri, din păcate, care conștientizează... Aici de măcar să spun felul următor. Eu vă mulțumesc pentru aprecierea pozitivă a lucrării mele și poate să trebuie să termină. Stimați colegi, acum, conform regulamentul, noi trebuie câteva minute ne izolăm în sala aceasta, facem votarea, venim, anunțăm și cu asta cred că noi astea la vreo frumos. Trecem câteva minute în sala aceasta. Membrii Consiliului. Membrii Consiliului.
Sunt o secundă, dumneavoastră, vă dau citire liste de registrare a voturilor din 5 membri ai Consiliului Științific specializat de 321.0.0.8. Sunt prezenți 4 voturi pro. Noi trebuie să, membrii Consiliului, trebuie să luăm decizia pentru cei că s-au votat 4 membrii, 4 membrii Consiliului, s-au votat procedurile pentru protocolul să-l întrebi. Bun, mulțumesc frumos. Acum, în continuare, dă cuvânt domnul secretar pentru a oferi cuvântul, pentru determinat Consiliul Științific, pentru a vă prezenta proiectul hotărârii. Vedem dacă îl primim sau nu, ok. Poate nu te faci de citit chiar tot, dar cumva de partea constatare, că aici ce spune, am scris cam mult, vă rog frumos. Concluzii. Da. Mă stimați, Consiliul Științific Specializat, onorat asistență, dau citire concluzii finale, decizii Consiliului Științific Specializat, care somnăteza doamnei Victoria Sârc la tema particularități. O clinică funcțională a pacienților cu sindromul de apnee în somn obstructiv. Nu bine să vede. În conformitate cu conținutul, expunerea materialului, actualitatea temei, nivelul științific și metodologic, volumul materialului, inovația științifică și recomandările practice, corespunde integral cerințelor ANC, înaintate către tezele de doctor în științe medicale, în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice Republica Moldova, Consiliul Științific Specializat, în conformitate cu actele normative ale ANCEC, a decis a solicita Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să acorde doamnei Victoria Sârcu gradul științific de doctor în științe medicale, cifru 321.01 boli interne pulmonologie și a elibera diploma respectivă. Pentru conferirea gradului științific de doctor habilitat în științe medicale, doamne Victoria Sârcu, Consiliul Științific Specializat în prezența a 4 membri de numărul total de 5 a votat în felul următor. Pro 4 voturi, contra 0. Mulțumesc, doamna secretar, indiferent de ceea că avem diferite situații, noi tot trebuie să ducem lucrarea până la sfârșit. Acum, membrii Consiliului, vă rog, dacă sunteți de acord, protocolul care a fost citit, doamna secretar, de casă mână, vă rog. Acum, să dă cuvântul poftim, poți să spui cuvântul de încheiere, doamna Sârcu, spuneți, nu că atât încă e întuneric, tot trebuie să spuneți așa cum trebuie. Trebuie să ducem lucrul până la sfârșit, ok. Poți să trezești în picioare, dar probabil acum poți. Da. Probabil că se datorează și somnului și cunoaște. Da. Somnul nu este cea mai bună noapte. Poftim, spuneți. Mulțumesc, în primul rând, mulțumați, domnul președinte, membri al Consiliului Științific, mulțumați referenți, mulțumesc domnului rector, domnului profesor Emil Ciobanu, domnului prorector Stanislav Gropa, pentru permisiunea de a necătând la condițiile grele în perioada dată, de a putea finisa lucrarea dată. Mulțumesc, țin să mulțumesc enorm pe această cale Catedrei de Anesteziologie și Reanimare. În primul rând, consultantului științific, domnul profesor Șandru Sergei, șeful de secție, domnul Covălețchi Sergiu, domnul profesor Belăi Adrian, domnul Ruslan Baltaga, care m-au susținut, sprijinit, necătând la perioada grea în anii la începutul tezei, pe care mulți medici o neglijau și nu înțelegeau ceea ce fac. Mulțumesc, în primul rând, domnul conducător, domnul Corlăteanu Alexandru,
care m-a sprijinit, m-a susținut mereu, necătând de câte ori încercam să dau mâinile jos, plângeam că nu mai rezist. Nu mai vrei, da? Da. Asta la față, da. El m-a sprijinit, m-a ajutat, mi-a găsit calea, m-a îndrumat spre anumite puncte, dădea forțe, acea putere ca să continui în continuare, m-a ajutat ca să găsim soluția uneori când nu o găseam eu. Țin să mulțumesc secretarii Consiliului Științific Specializat pentru sprijinul și susținerea dumneiei, domnului președinte. Mulțumesc, cred că foarte mulțumesc clinicii, da, mulțumesc prietenilor, colegilor, dar nu în ultimul rând mulțumesc familiei pentru sprijinul fizic, moral, da, din păcate mulțumesc foarte mult soțului care a avut răbdarea, cred că doar soțul meu a putut să aibă acea răbdare de a mă ajuta, de a mă sprijini și a mă motiva, de a merge în continuare și de a finisa această lucrare. Vă mulțumesc tuturor participanților care au binevenit să vină, să asculte această prezentare și finisarea lucrării. Vă mulțumesc mult! Bun, acum spun eu două cuvinte la sfârșit. În calitate de moderator, președinte, că am fost la Consiliul Științific, chiar în situația care o avem, noi și uitați la mai proprie situație cu dispărut curent electric, dar noi trebuie să mergem înainte, omenirea e dată, că ce nu s-ar întâmpla, ce prăpastie nu s-ar întâmpla, dar viața trebuie să meargă. Și noi trebuie să ne învățăm, chiar și în condiții în care nu prea tare suntem învățați, totuși să înaintăm înainte. Doamne, Sărcu, dacă mă tare făcut așa o disertație, într-așa niște condiții și într-așa o problemă nouă, că tot timpul ce e nou, e problematic, tot timpul, și apar întrebări de fiecare dată, că majoritatea profesorii nu prea cunoaște, majoritatea colaboratorii științifici nu prea cunosc problema, și cam problematic să faci așa o temă, dar mă tare făcut. Îmi permiteți că să vă fericit, și să vă conferim, noi Consiliul Științific că avem dreptul să vă conferim titlul de doctor în medicină. De astăzi vă duceți acasă, bărbatul care, el e bărbatul, da? El trebuie să zic că să vedem cum e cu doctorul în medicină. Așa că vă felicit, vă doresc sănătate, să nu vă opriți aici, să sunteți nerechi, să încercați și mai departe dezvoltați problema. Acum eu ca președinte consider și ca lucru cu Consiliul Științific de astăzi, s-o pot închis. Acum puteți să o felicitați, puteți să o felicitați. Mulțumesc mult!